Bine te regăsesc! Acesta este al treilea videoclip dedicat semnelor de punctuație. În primele două videoclipuri au fost prezentate 7 semne de punctuație. Astăzi vei afla despre rolul altor semne de punctuație în scrierea corectă și în citirea fluentă. Linia de dialog, linia de pauză, parantezele și ghilimelele. Linia de dialog este un semn de punctuație folosit pentru redarea în scris a unui dialog. Un dialog este format dintr-o succesiune de replici. Linia de dialog marchează intervenția unui personaj sub formă de replică într-un text literar, așa cum poți observa din fragmentul de text extras din Prințul Fericit de Oscar Wilde. Ochii prințului fericit erau plini de lacrimi și lacrimile curgeau în jos pe obrajii de aur. Fața lui era așa de frumoasă în lumina lunii, încât micul rândunel se simți cuprins de milă. "Cine ești dumneata?" zise el. "Eu sunt prințul fericit." "De ce plânge atunci?" întrebă rândunel. "M-ai udat tot." Linia de dialog marchează începutul fiecărei replici a personajului Prințul Fericit și a personajului Rândunel. Linia de dialog poate fi folosită și în redarea unei conversații obișnuite între două persoane, așa cum este exemplul conversației dintre profesoară și Mihai. "Mihai, ai citit cartea Harry Potter și Piatra Filosofală?" a întrebat profesoara. "Da, doamna profesoară, am citit-o anul trecut." Linia de pauză este un semn de punctuație care separă o construcție explicativă de restul enunțului. Ca în exemplu, conform acestei teorii, pe care am inventat-o chiar eu și de care sunt tare mândră, există oameni care dovedesc o mai mare aplecare spre acțiune și se descurcă mai bine singuri. Construcția pe care am inventat-o chiar eu și de care sunt tare mândră are rolul unei explicații referitoare la teorie. Observă că linia de pauză se pune la începutul și la finalul construcției explicative pentru că aceasta se află în interiorul enunțului. În situația în care construcția explicativă se află la sfârșitul enunțului, nu se mai folosește cea de-a doua linie, așa cum poți observa în următorul exemplu. "Nu pierdusem chiar degeaba timpul la școală. Oricât era de ciudat, orele de informatică se dovedeau utile." Parantezele sunt semne grafice perechi. Există paranteze rotunde, paranteze drepte și paranteze unghiulare. Ca semn de punctuație, parantezele, în special parantezele rotunde, se aseamănă cu linia de pauză. Dacă linia de pauză are rolul de a separa o construcție explicativă de restul enunțului, parantezele au rolul de a izola cuvinte sau grupuri de cuvinte care exprimă informații suplimentare. Așa cum poți observa în exemplul, ingredientele de bază, făină, zahăr, ouă, lapte, se adaugă pe rând. Informațiile suplimentare sunt redate sub forma unei enumerări. Parantezele drepte și unghiulare se folosesc mai ales în textele științifice. Probabil că ai observat în unele texte citate prezența punctelor de suspensie între paranteze drepte. Punctele de suspensie între paranteze drepte marchează lipsa unui cuvânt sau a unui fragment dintr-un text citat, așa cum este și în acest exemplu din textul Prințul Fericit de Oscar Wilde, în care
Punctele de suspensie între paranteze drepte marchează lipsa unei secvențe de text. Ghilimelele sunt formate din două semne grafice așezate înainte și după cuvântul sau fragmentul de text citat. Ghilimelele pot fi folosite pentru citarea unui fragment dintr-un text. Ca în exemplul, am fost impresionat când Harry Potter a găsit pe mantia de invizibilitate un bilețel pe care scria: să fie acolo, că nu știi când îți trebuie. Ghilimelele se folosesc și pentru redarea unui titlu. Am citit cartea Harry Potter și Piatra Filosofală. În scrisul pe computer, ghilimelele pot fi înlocuite cu o scriere specială, formată din litere înclinate, numite și italice. Așadar, citarea se poate realiza fie prin utilizarea ghilimelelor, fie prin utilizarea unei scrieri speciale formate din litere italice. Acum știi cele 11 semne de punctuație, dar și rolul acestora în scrierea corectă și în redarea expresivă în vorbire. Cu siguranță acum poți aplica tot ce ai învățat despre cele 11 semne de punctuație. Din acest text lipsesc toate semnele de punctuație. Citește textul și pune semnele de punctuație potrivite. Pentru aceasta, oprește derularea videoclipului. Apoi, precizează care este numărul semnelor de punctuație care lipsesc din acest text. Acest fragment de text cuprinde 45 de semne de punctuație, evidențiate prin culoare. Să ne bucurăm împreună de farmecul acestui text prin intonația specifică asociată fiecărui semn de punctuație. Dar într-o zi, ca de obicei, Hannibal Lecter m-a păcălit. Ascultă, băiețaș, poți să-mi spui ce părere ai despre o povestire? Sigur, nicio problemă. Unde-i cartea? Nu e o carte. E doar o pagină. Sau nici atât. A, da. Pe perfect. Hannibal Lecter mi-a întins foaia. Era o miniatură a unui guatemalez pe nume Augusto Monterroso. Cel puțin pe ea erau scrise doar următoarele cuvinte: când s-a trezit, dinozaurul era încă acolo. Hannibal Lecter m-a privit pieziș. Ce părere ai? Am ridicat din numeri. Pare nostim. Omul visa un dinozaur și când se trezește, are surpriza să... Foarte bine. Sau... Eu eram deja deprins ca Hannibal Lecter să-mi ceară altă lectură a aceluiași text. Așa că am răspuns imediat. Sau omul s-a trezit în secolul ăsta, dar descoperă că, după atâtea progrese tehnologice, mai există lucruri prin care încă mai suntem în epoca de piatră. Fragmentul este preluat din cartea Cititorul din peșteră, de Rui Zing, carte pe care ți-o recomand să o citești în întregime.